În ultima vreme s-au lansat din nou o mulțime de minciuni la adresa mea. Îmi pare rău că instituțiile financiare internaționale, care au ajutat și ajută atât de mult Republica Moldova, au făcut niște comentarii care, ca să zic așa, sunt ușor interpretabile. Probabil din greșeală s-au lăsat antenați în jocuri politice murdare locale. Toate titlurile, așa zise, prese independente, ghidați de niște actori politici care deja de 2 ani și jumătate au un scop bine tasat, să mă atace și să mă ponegrească. Sunt tot acei actori care în timpul campaniei pentru prezidențiale, când eu spuneam că Igor Dodon este pericolul numărul 1 pentru Moldova, pentru ei eu eram pericolul numărul 1. Ca de obicei, aceste portaluri de știri din Moldova, concertat, au dat titluri manipulatorii gen Leancă a mințit, Leancă a fost pus la perete, Leancă nu știu ce. Am fost învinuit că nu m-am consultat cu instituțiile financiare înainte de a lua anumite decizii. Vreau să menționez că consultări pe segmentul financiar bancar au fost loc în permanență pe tot parcursul anului 2014. Au fost discuții formale și informale. Au loc mai multe vizite de evaluare a acestui sector și dacă va fi necesar, voi face interpelări la toate instituțiile pentru a obține informația exhaustivă la acest subiect. Dar în acest moment vreau să mă opresc la un document care a fost elaborat de către o misiune mixtă a Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, o echipă care s-a aflat la noi în țară în februarie 2014 și a publicat acest document în iunie acelorași an, un document care se numește Programul de Evaluare al sectorului financiar, în limba engleză se cunoaște drept programul FSAP. În sumarul executiv al acestui document există o constatare care, dacă doriți, a stat la baza ulterioarei interacțiuni dintre Guvernul Republicii Moldova și partenerii noștri din instituțiile financiare internaționale, a stat la baza deciziilor ulterioare. Deci, iată, în acest aliniat care conține această constatare, se vorbește, după această analiză efectuată de experții internaționali, trei elemente cheie. Primul element este că, fiind vorba de o bancă de sistem, statul nu își putea permite luxul de a ca această bancă să falimenteze. Doi, că nu exista o alternativă viabilă de rezolvarea problemei decât prin, așa zisul, bail-out, ceea ce înseamnă oferirea garanțiilor guvernamentale. Și trei, lipsa unei astfel de decizii ar fi creat un potențial de contaminare a întregului sistem bancar. Ca să fiu mai explicit, aș vrea să povestesc puțin mai detaliat ce s-ar fi întâmplat în cazul în care guvernul nu ar fi luat decizia la insistența, la solicitarea Băncii Naționale a Republicii Moldova, decizia de a emite acea garanție. Deci, inacțiunea guvernului ar fi dus automat la falimentarea unei bănci de sistem cum este BEM. În primul rând, ar fi dus la pierderea banilor atât a persoanelor fizice, peste 500.000 de oameni, cât și a companiilor juridice. Respectiv, falimentarea băncii ar fi generat o panică, o criză în societate și ar fi generat extrageri masive de depozite bancare, nu doar de la BEM, dar și de alte bănci. Iar asta ar fi putut genera un colaps al întregului sistem financiar bancar și rezulta în prăbușirea economică a Republicii Moldova. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă asta, persoanele în vârstă bănuiesc și aduc aminte despre începutul anilor 90, când și-au pierdut toate depunerile din Banca de Economie a fostei Uniuni Sovietice, sau când la finele anilor 90 primeau pensii în șoșoni și în produse. Apropo, noi nu suntem unici în acest sens. Poate suntem primii la capitolul manipulare și dezinformare. Dar în ultimii 30 de ani, peste 140 de crize bancare în SUA, Marea Britanie, Italia, Slovenia, Spania, au fost gestionate prin bail-out-uri sau, mai simplu zis, prin acordarea garanțiilor de stat. Chiar recent a apărut un articol în revista economică Forbes în care se spune că în asemenea situații, cum a fost Moldova și multe alte țări, altă soluție decât garanția de stat nu există. Iar o altă revistă cu profil economic de prestigiu, The Economist, cu referire la Republica Moldova, spune următorul text.
Acum 2 sau 3 luni, deci vă spuneam, această revistă spunea cu titlul, publica un articol cu titlul Moldova, țara din care s-a furat 1 miliard, dar s-a descurcat remarcabil de bine. Și lăsați-mă să citez exact ce spune un aliat vis-a-vis de această garanție. O parte din laude se datorează guvernului, care a asigurat prompt garanții la depozitele oferite de băncile devalizate. În rezultat, nici oamenii și nici companiile nu au pierdut bani în mod direct. Intervenția guvernului a sprijinit de asemenea consumul și investițiile. Și totuși ai noștri sunt cei mai tare specialiști. Chiar zilele astea am văzut că un nou expert în materie, fratele Țambalistului, a declarat că decizia din 2014 a fost una criminală. Să însemne oare că toate aceste țări menționate mai sus au luat la fel decizii criminale? Ceea ce ține de anumite recomandări din programul SFAP de la FMI, despre care am vorbit, care conform presiei trebuia să le îndeplinesc eu și cabinetul de miniștri. Dacă ar fi catadexit să se uite pe ele, ar fi observat că 90% din recomandări erau pentru Banca Națională, unica instituție responsabilă de sectorul bancar și o instituție independentă. De asemenea, în încheiere vreau să le amintesc tuturor celor care nu scapă nicio ocazie să declare absolut populist și irresponsabil că eu aș avea vreo vină la devalizarea băncilor, că anume eu sunt acela care am adus compania acolo. Și sunt convins că mai devreme sau mai târziu vom afla lista celor care au furat banii din Banca de Economie de-a lungul anilor, că nu s-a întâmplat asta doar în 2014, și sunt convins că cu sprijinul acestei companii vom reuși să readucem resursele financiare scoase din țară înapoi la noi acasă, astfel încât povara să nu cadă pe umerii cetățenilor din Republica Moldova.